Sindromul burnout, cunoscut și ca sindromul epuizării, reprezintă o problemă tot mai des întâlnită în ultimii ani printre tineri. Dornici de a face performanță, aceștia se supra-solicită, uitând de necesitatea unui echilibru între sănătatea fizică și cea psihică. Starea emoțională dominată de oboseală, dezinteres față de ceilalți, energia scăzută, detașarea față de grup, insomnia și sentimentul de inutilitate sunt primele semne ale instalării acestui sindrom. Simțim că suntem supra-solicitați și de asemenea suntem subdevalorizați. Locul de muncă este de fapt locul cel mai prielnic pentru dezvoltarea acestui sindrom burnout. De exemplu, un angajat care nu-și primește un concediu de odihnă de peste 2 ani de zile și nu are nicio creștere salarială în ultimii 2 ani de zile, cu sarcini solicitate din partea angajatorului din ce în ce mai mult, poate conduce la acest sindrom. De asemenea, o mamă care are 3 copii, 4 și mai trebuie să mai îngrijească și de un părinte bolnav. Foarte puțin dintre români știu despre existența acestui sindrom și reușesc să mențină un echilibru între sănătate și acțiune. Sport, citit, dezvoltare personală și acțiune, de dimineață până seara. În primul rând trebuie să mă organizez foarte bine și oricum sindromul burnout e foarte întâlnit la medici, pentru că în cariera aceasta se întâmplă foarte des să ai parte de eșecuri sau neîmpliniri sau frustrări și acestea se adună împreună cu efortul foarte mare și rezultă un sindrom de burnout. Pentru ca sindromul burnout să nu se instaleze, trebuie să respectăm câteva reguli aparent simple. În primul rând, ar fi bine să schimbăm ceva la mediul în care trăim, dacă nu putem schimba mediul. Să începem să ne valorizăm și să începem să conștientizăm ceea ce ar trebui să facem, adică să ne prioritizăm de fapt obiectivele. Activitățile sportive sunt extrem de benefice pentru că la o activitate sportivă, iată că corpul nostru dezvoltă endorfine care sunt niște neurotransmițători ai plăcerii și în felul acesta se produce o stare de relaxare. Activitățile creative sunt extrem de benefice pentru acest sindrom burnout pentru că activează exact acea parte a creierului către relaxare. Odată instalat, sindromul burnout poate afecta atât viața socială a indivizilor cât și viața personală.